dumnezeiasca, i-aș zice, lucrare care s-a împlinit la această sfântă mănăstire. De ani buni s-a început restaurarea, pe din afară, apoi pe din lăuntru, și iată că s-a plinit, iată că s-a săvârșit, iată că s-a încununat. Cu ce s-a încununat? Cu această slujbă de resfințire și de binecuvântare prin care am cerut ca Dumnezeu încă o dată să primească din mâna nu a lui Toader și a lui Anastasia, că din mâna lor a primit odată vechi titori ai humorului, ci din mâna cui, nu zic nume, că le știe Dumnezeu, din mâna Maicilor de aici, din mâna dumneavoastră, care sunteți împreună ctitori cu Maicile, să primească încă o dată Dumnezeu bisericuța aceasta ca pe un dar de mare preț. În Naos și în camera mormintelor avem tablouri votive în care vedem pe ctitori cum dau bisericuța. Eu mă închipui un tablou votiv în inima mea și cred că este și în fața ochilor lui Dumnezeu, în care dumneavoastră toți, și primiți-mă și pe mine și pe părinți, ținem bisericuța aceasta și o dăm lui Dumnezeu pentru mijlocirile Maicii Preacurate, care ocrotește această biserică, și pentru rugăciunile tuturor sfinților în duminica aceasta, aflându-ne noi și acest nou hram, purtându-l de acum înainte, cel de-al doilea și mănăstirea Humorului. E zi așadar de sărbătoare mare. E zi de recunoștință. E zi de sărbătoare, deși nouă celor din Suceava nu prea ne este de sărbătoare. Dar, cu toată durerea inimii, pe de-o parte, pentru valul mare de îmbolnăviri care a fost în județul nostru și pe de altă parte pentru despărțirea trecătoare de părintele nostru arhiepiscop Pimen, cel care a avut inima alături de această mănăstire, ca de altfel de toate sfintele mănăstiri, zic, cu tot această umbră de întristare, se înfiripă în inim și gând de bucurie și de sărbătoare și de mulțumire. Dar, iubiți credincioși, am sfințit, nu noi, Dumnezeu a sfințit biserica aceasta prin mâinile noastre cele nevrednice. Duhul Sfânt a curățit ceea ce oamenii poate n-au putut să desăvârșească sau poate au întinat câteodată cu mâinile lor, poate cu gândurile și cu inimile lor. A sfințit Duhul Sfânt biserica aceasta și nu vă uitați că e pusă în pământ. Nu vă uitați că e făcută din piatră și că este acoperită cu șiță de brad și cu cruci de fier. Nu. Asta e ceea ce văd ochii noștri. Dumnezeu sfințește și ceea ce sfințește Dumnezeu de acum nu mai e a nostru, ci a lui Dumnezeu. Noi am dat cele pământești și Dumnezeu ne-o redăruiește după ce a primit bisericuța aceasta, ca oricare altă biserică, iubiți credincioși, și ne-o dăruiește în chip duhovnicesc în care să intrăm, nu mai înseamnă cât să încăpea întrânsa. Așa cum suntem noi acum în afară, iubiți credincioși, închipuiți-vă cu mintea că zidurile acestei biserici, duhovnicește gândind, se extind și vă cuprind pe toți. Că la Dumnezeu nu mai există metru, nici un metru jumătate, nici măcar cei 2 metri, ce distanța care trebuie, după lege, să o menținem. Ci Dumnezeu ne cuprinde în biserica Humorului pe care ne-o redăruiește, duhovnicește, pe noi, pe toți. Întrebarea e alta și câteodată durerea e alta. El vrea să ne cuprindă pe noi. Dar noi suntem în biserica lui?
El a sfințit biserică de zid și ne dăruiește biserică duhovnicească. Dar oare între ziduri vrea Dumnezeu să șadă? Numai în biserica de zid să fie lăudat Dumnezeu? Unde vrea Dumnezeu să se lășuiască? Care e biserica sfântă și duhovnicească în care Dumnezeu ar vrea să fie? Unde ar trebui să ne ducem noi astăzi cu gândul când am sfințit biserica de la Mănăstirea Humor și când prăznuim Duminica tuturor Sfinților? Zice prorocul David în Cartea Psalmilor și zice de fapt și înțelepciunea lui Solomon și în multe locuri din Sfânta Scriptură. Zice Domnul prin gura Sfinților alcătuitori de cărți: dă-mi, Fiule, inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Care e biserica în care Dumnezeu vrea să locuiască? Dumneavoastră sunteți. Dumneavoastră sunteți biserica în care Dumnezeu vrea să vină, să se sălășluiască, să troneze El ca Domn al vieților dumneavoastră. Inimile noastre sunt noile altare. Pe inima omului se aduce jertfa cea duhovnicească, a rugăciunii, a plânsului, a pocăinței. Că zice Sfântul Apostol Pavel: oare nu știți voi că trupurile voastre, duhurile voastre, ființa voastră este templul al Duhului Sfânt, care în voi vrea să se lășluiască? Ce am făcut noi cu templul Duhului Sfânt? A tronat în noi Duhul Sfânt de-a lungul vieții noastre? Că poate ați văzut pe ecran cum s-a sfințit Sfânta Masă. Și cei care n-au văzut vă spun acum: am spălat Sfânta Masă cu apă neîncepută. Am miruit Sfânta Masă cu Sfântul și Marele Mir. Am îmbrăcat-o întâi în haină albă și apoi în haină luminoasă. Nu vă duce gândul cu aceasta la taina botezului? Nu pruncul a fost și el întâi în scăldătoare, apoi a fost miruit, a fost îmbrăcat cu crișmă, cu haină albă? Așa cum am sfințit noi biserica, așa biserica ne-a sfințit pe fiecare dintre noi în taina Sfântului Botez. De la botez sunteți sfinți, adică sunteți destinați să fiți sfinți. Că Dumnezeu a dat har îmbelșugat la botez, ne-a curățit de păcatul cel strămoșesc și a pus în noi darurile Duhului Sfânt, care să ne întărească, să ne ajute să mergem pe calea acestei vieți și la darul Lui cel mare și nemăsurat să punem și noi lucrarea noastră. Dar am păstrat noi haina botezului curată și fără de prihană? Unii mai mult, alții mai puțin, au mai păstrat-o. Dar mulți dintre noi n-am păstrat-o așa de albă. Văd că purtați aceste minunate veșminte, aș zice, tradiționale. Ce frumos e albul acesta curat pe care gospodinele au încrustat semnele acestea. Frumoase, cruci, flori. Închipuiți-vă că această cămașă pe care o purtați a stat cuprinsă de molii, a căzut pe dânsa ploaie, noroi, s-a rupt. O mai puneți pe dumneavoastră așa? Nu o mai puneți. Întâi trebuie spălată, întâi trebuie primenită. Și lucrarea bisericii aceasta este, iubiți credincioși, n-am păstrat haina botezului. N-am păstrat menirea noastră ca să fim sfinți de la botez. Ne-am întinat suflet. Am întinat templul Duhului Sfânt. Orice păcat pe care l-am făcut este ca și când am luat o mână de noroi de jos și am aruncat în biserica aceasta. Asta am făcut. Dar așa cum am
timp orice biserică de zi are nevoie de curăție. Și s-a făcut în diferite etape. Așa și haina sufletului nostru are nevoie de curăție. Da, e murdară. Dar biserica ne dă apa sub curățare. Da, e întunecată haina aceasta. Din alb am făcut-o neagră. Dar biserica ne dă lumina să o facem din nou alb. În biserică nu vin oamenii numai cei care sunt pe culmele sfințeniei. Și venim și noi care vrem să fim sfinți. Dar suntem așa cum ne știm fiecare. Dar unde într-altă parte, iertați-mă, iubiți credincioși, unde într-altă parte să mergem să luăm vindecare? La cine altcineva, la care alt doctor să căutăm scăpare? Că zicem într-o rugăciune, deși am greșit, Doamne, la cer și înaintea Ta, ca Fiul cel risipitor, zicem, dar nu știm alt Dumnezeu la care să alergăm. Deși ne-am îmbolnăvit, că ne-am îndepărtat de Tine, nu știm alt doctor la care să alergăm. Tu ne curățești, Tu ne vindeci, Tu ne speli, Tu ne dai din nou haina albă pe care noi am întinat-o de la botez. Că iubiți credincioși, nu e lucrare omenească, ci e lucrare dumnezeiască în Sfânta Biserică atunci când eu și dumneavoastră ne ducem în fața Părintelui Duhovnic și spunem înaintea Lui toate petele, toate necurățiile, toate gândurile urâte pe care le-am avut și le avem. Și le punem înaintea Lui. Adică le punem înaintea Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu primește numai darul din acestea frumoase, ci primește și acestea care nu-s darul. Nu-s darul, păcatele noastre nu-s darul, dar totul Lui le aducem. Și cele bune ți le aducem, Doamne. Și cele rele toți ți le aducem. Și Dumnezeu le primește și cum le-a primit Dumnezeu, le-a șters. Păcatul nu poate să stea în fața focului Dumnezeu. Se duce ca și când n-a fost. Și Dumnezeu curăță, Dumnezeu iartă, Dumnezeu spală, Dumnezeu ne face frumoși ca biserica aceasta. Luminoși ca biserica aceasta. Și cum s-a sărășluit Dumnezeu încă o dată și încă o dată în biserica de la mănăstirea noastră. Așa se sărășluiește Dumnezeu de fiecare dată când primenindu-ne haina sufletului vine apoi El însuși prin Sfântul Său trup, cu Sfântul Său trup și Sfântul Său sânge pe care îl primim prin dumnezeiască, prin Sfânta Împărtășare. Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și care nu e încăput nici de cer și nici de pe pământ, se smerește, iubiți credincioși. Se smerește în fața cui? În fața noastră. A omului. Se smerește și vine El în noi. Prin lingurița aceea în care stă o bobiță din Sfântul Trup și puțin Sfânt Sânge. Și când vine El, nu vine singur. Ci Dumnezeu Fiul vine cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și unui Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că am avut acum Sfânta Treime, acolo este toată ceata Sfinților. Maica Domnului, Sfinții Îngeri și toți Sfinții pe care pomenim noi astăzi, toți vin acolo unde e Dumnezeu. Și când noi ne împărtășim cu smerenie, că nu suntem vrednici, cu smerenie, cu pocăință, cu taina Sfintei Spovedanii, cu puțin post, cu puțină rugăciune, Dumnezeu vine cu tot cerul și se sălășluiește noi și începe liturghia. Începe liturghia cea duhovnicească, îndrăznesc a zice, în altarul inimii noastre. Ce mai mare bucurie și ce mai mare minune și ce mai mare dar pe care să ne facă nouă Dumnezeu. Ca atare, azi avem vreme de mulțumire lui Dumnezeu și pentru altele. Că i-a mulțumit pentru că ne-a ajutat și s-a împlinit lucrarea cu bisericuța de aici. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a făcut și pe noi sfinți prin taina botezului. Și că deși noi ne-am lepădat de El, El nu s-a lepădat de noi.
Noi ne-am întors fața de la El, El nu și-a întors fața de la noi. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că toată viața noastră El încă ne așteaptă ca să ne facem din nou sfinți, să ne curățim sufletul, să ne sfințim inimile și să-L bucurăm pe El, Tatăl nostru, să-L bucurăm pe El, Dumnezeul nostru, să-L bucurăm pe El, Mântuitorul, Doctorul și Vindecătorul sufletelor noastre. Fie numele Lui binecuvântat. Fie Dumnezeu Cel care să cărmuiască viețile noastre. Fie Dumnezeu Cel care, către care să alergăm într-altă parte, de cele mai multe ori, alergăm cam degeaba. Un om te ajută azi, mâine te poate uita, dar la Dumnezeu când te-ai dus, niciodată El nu te lasă fără un răspuns bun. Acest răspuns bun să-L primească toți ctitorii mănăstirii Humor, dintr-un început și până acum. Acest răspuns bun la înfricoșătoarea judecată, să-L primiți fiecare dintre dumneavoastră care ați fost astăzi la prima slujbă de sfințire în această grea perioadă prin care trecem, sfințire în timp de pandemie. Să primească Dumnezeu și răspuns bun să aflați dumneavoastră pentru fiecare dar pe care l-ați adus aici, pentru fiecare rugăciune pe care ați făcut-o, pentru tot ceea ce faceți pentru Sfintele Lui Dumnezeu Biserici. Și închei cu gândul că de sus și de jos și din inimile noastre este alături de noi și împreună cu noi. Nu doar ctitorii cei din vechime, ci și Părintele nostru Arhiepiscop Pimen, Cel care a fixat ziua de astăzi ca zi de sfințire, Cel care s-a îngrijit de lucrările de aici, binecuvântându-le și întrumându-le, și Cel care nădăjduim împrejurul tronului dumnezeiesc fiind, să se bucure și El astăzi de rodul muncii mâinilor și a inimii Lui și de rodul mâinilor, al inimii, al minților dumneavoastră. Amin.